Vă salut, iubitori de retro! Prin iarnă am primit o donație mișto, una Medeca 5 la 133 de MHz, o unitate îngrijită, fără prea multe urme de utilizare. Am decis să folosesc acest K5 împreună cu Voodoo 1 pentru a mă juca toate jocurile copilăriei mele, beneficiind în special de acceleratorul 3D. Acest K5 la 133 de MHz are 40 MB de RAM, memorie suficientă pentru a rula titluri precum Quake 1 sau Need for Speed 2, însă să nu uităm că procesorul este pe socket 3, iar performanța lui este comparabilă cu un Pentium la 75 de MHz. Așa că sper ca acest K5 să fie o pereche bună cu placa video, deși procesorul este cam la limită pentru a rula Quake 1 cursiv. Am folosit un adaptor IDE la USB și o tabletă cu Windows XP pentru a copia kitul de Windows 95 pe hard disk. Menționez că partiția a fost creată mai devreme cu FDisk. După setup-ul de Windows 95 am instalat driverele care surprinzător încă se mai găsesc la o simplă căutare pe Google. Am instalat DirectX 5 și am încercat diferite setări, însă modelul 3D se acadează destul de tare. Quake 1 rulează optim câteva secunde, după care se acadează. Cred că un procesor cu MMX ar salva situația. A doua zi, bunul meu prieten Florin de la Retro IT Arad mi-a trimis o placă de bază pe socket 7 și un procesor Pentium 1 la 166 de MHz cu MMX. Partea cea mai bună este că placa de bază are și sloturi pentru SD RAM, mi se pare un mare avantaj deoarece SD RAM-ul este mai nou și mai rapid decât EDO, iar modulele de capacitate mare se găsesc mai ușor. Pentru cei care nu știu, Voodoo 1 Diamond Monster 3D a intrat pe piață în 1996 și a fost primul accelerator grafic bazat pe chipsetul Voodoo Graphics, având un procesor la 50 de MHz și 4 MB RAM. Practic, această placă video a revoluționat jocurile pe calculator, fiind un competitor mai puternic în fața consolelor, cum ar fi PlayStation 1 sau Nintendo 64. Pentru a funcționa, are nevoie și de o placă video 2D, în cazul meu acest S3 Verge GX2, care era o placă video destul de des întâlnită pe la sfârșitul anilor 90. Plăcile video se interconectau folosind acest cablu VGA mamă-tată. Practic, placa Voodoo nu afișează nimic fără placa 2D. Pentru audio am ales un Sound Blaster CT4170, o placă audio decentă și compatibilă cu Sound Blaster Pro. Harddiscul este un Quantum Fireball de 4.2 GB la 5400 de rotații. Acum că totul este instalat și configurat, sunt foarte încântat cum a ieșit acest proiect. Am făcut puțin cable management și am instalat Windows 98 Second Edition. Acum tot ce a mai rămas de făcut este să încerc QuakeGL, să mă bucur de experiența care oferă această placă video. Când mă gândesc la un first person shooter, eu mă gândesc la Quake 1 și apoi la Doom, pentru că Quake l-am jucat atât în rețeaua de la blog, cât și în internet cafe. Practic, am construit acest PC pentru Quake și poate încă câteva clasice pe lângă. Jocul rulează excelent pe GL, poligoanele sunt mai aranjate și detaliile sunt prezente. Totul este cursiv și curat, nu simt că placa video sau procesorul ar avea probleme în a rula acest joc pe detalii maxime. Acum voi încerca să rulez jocul doar pe placa 2D să văd mai clar diferența. Acum că am pornit jocul pe software mode, îmi amintesc exact cum era Quake și totuși, parcă în mintea mea, părea să aibă o grafică mult mai bună. Pe filmare nici nu arată atât de rău, însă cu ochiul liber, diferența este foarte mare. Am găsit pe internet o poză cu Software vs. GL pentru referință mai clară. Cam asta a fost, vă mulțumesc că sunteți subscriber și până data viitoare, v-am salutat!